Doamnelor și domnilor, mă bucur că v-a plăcut acest moment de jazz. Schimbăm din nou registrul, ne întoarcem la muzica populară românească și am plăcerea să o invit acum alături de mine pe frumoasa olteancă, Luciana Văduva. Ce faci, Luciana? Mulțumesc, mulțumesc din suflet de întrebare. Bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Vreau să-i mulțumesc și doamnei Florentina pentru invitație. Spune-ne, te rog, ce noutăți au intervenit în activitatea ta profesională? Sunt solista ansamblului Danubius, dar de câteva luni sunt și directoarea adjunctă a Centrului Cultural Mehedinți. Atunci te întreb și pe tine ce am întrebat-o pe Daniela Vlădescu. Cum reușești să le împaci pe toate? Cu foarte, foarte multă muncă. Eu nu am fost obișnuită până acum să mă ocup și de activitățile celorlalți colegi, dar încerc să o fac bine și să-i înțeleg, așa cum a spus și doamna Daniela, să fiu bună cu colegii mei, pentru că funcția trece, dar întotdeauna... Colegii rămân. Așa este. Această funcție mă onorează, dar, așa cum am spus, mă și obligă să fac foarte multe activități culturale. Luciana, spune-ne, te rog, ce ne cânti. Am venit cu două cântece vesele. Primul, bineînțeles, de dragoste, așa cum le stă bine oltencelor. Iar cea de-a doua melodie este pentru toate femeile, pentru că am trecut de 8 martie, da? Și le invit să petrecem împreună. Bun. Luciana Văduva! Mulțumim frumos, Luciana Văduva! Mulțumesc și eu!